Am promis că fac un episod de Q&A. N-am făcut niciodată, sper să iasă ceva frumos. Am ocazia să-l fac pentru că am ieșit pe traseu și plouă. M-a prins o ploaie pe drum de toată frumusețea. Mă rog. Așa, o dat, nu întrebați cu vestea asta de desubt, că am pus-o ca să nu aud scaunul. O veste lungă. Imediat intrăm în subiect și răspund la întrebările pe care mi le-ați pus pe story. O să vă dau și numele cât răspund, ca să vă știți cine a întrebat și întrebat. Hai să începem cu prima întrebare. O să faci tutoriale cum îți repar bicicleta singur pe YouTube? Aș face, dar stau rău cu timpul, pentru că se repar, de exemplu, o chestie dacă durează 10 minute. Ca să o pot pune pe YouTube, durează cam o oră jumate cu tăcu editat. Asta e motivul pentru care nu prefac. În rest, s-ar putea să mă apuc în viitor. Ar fi frumos să fac așa niște tutoriale pentru oamenii care sunt curioși și vor să-și repare bicicleta acasă. Dirt or full. Bă, aici... Nu știu cum, aici e ca și cum ai alege între iubită și prieteni. Am nevoie de amândouă. Cu full-ul îmi place viteza și traseele grele. Nu trucurile. Cu dirt-ul îmi place să mă prostesc și să fac toate chestiile care trec prin cap, pentru că știu că n-are și se strica și în caz că se strică, e ieftin de reparat. Deci amândouă nu pot să aleg. Mi-am vopsit bicicleta sau am colantat-o. Bicicletele tătii care le-am făcut custom sunt vopsite cu vopsea. Cu pistolul sau cu spray. Depinde și am vrut să probez, pentru că... Așa. Depinde și am vrut să probez. Am vopsit și cu spray. Nu prea e calitate, vă recomand să nu. Indiferent de cât e de scump vopsea, la spray nu. La spray pentru retuș. Vă recomand să vă duceți într-un magazin de piese auto unde faci vopsea pe comandă. Foarte bună vopseaua. Și la urmă, bineînțeles, cu lac. Pentru că și nu știe foarte multe lume că după vopsea se dă cu lac. Și nu cumpărați lac la spray decât dacă e sub formă de 2K. Da, e vorba de două componente care se amestecă și vopsește. Dar altfel nu. Altfel cumpărați lac auto, vă dă întăritor, le amestecați cu dozajul corect și cu pistolul. E mult mai calitativ. Altă întrebare. Ți-ai șterge memoria și toate amintirile cu bicicleta doar ca să nu fii obligat să vinzi full-ul? Să șterg memoria. Ok, o șterg. Dar dispar și eu. Salut, o să vii mai des pe la Pipirig? Bă, e comuna în care trăiesc. Clar că o să mai vin. Numai că sunt foarte departe traseele de asfalt și mult de mers. Dar în rest e distractiv. O să mai trec. Vara asta sigur o să mai trec. Ce te face fericit? Păi. Pe lângă faptul că pe mine mă poate face să râd dacă stau în cameră și e liniște, stau, fac ceva la calculator, nu știu, și cade un caiet dintr-o poliță de acolo pe birou la mine jos, eu mă bufnește râsul. Eu sunt un om care, nu știu, ar râde din orice. Dar fericit în special mă face când am câte o reușită, când depun un efort și efortul mi-e răsplătit. Când stau singur și văd că mă ajută, asta mă face fericit. Și, în general, lucrurile mă fac fericit. Pentru că oamenii dezamăgesc mult. Pentru că nu poți avea așteptări de la un lucru, dar de la oameni îți faci așteptări, chiar dacă nu vrei. Și dacă te dezamăgesc cu oamenii, mai greu să ai un om care să facă fericit. Pot spune că tu ai reușit să mă faci. Deci să ai asta în minte. Care e următorul proiect? Următorul proiect am în cap să-mi cumpăr sau să-mi construiesc o bicicletă de DH. Încă nu sunt hotărât. Încă nu știu și sumă să investesc. Încă nu știu nica. Încă sunt în stadiu de proiect, corect. Asta ar fi. Mi-aș construi-o pe de-o parte, dar
găsesc greu cadru. Restul pieselor să găsesc, dar cadrul îi găm greu. Și o să găsesc și unul calitativ, și unul bun, și unul frumos. Cam greu, cam pretențios, să știți. Deci cam următorul proiect o să fie bicicletă, clar. Dacă ar fi să alegi între bicicletă și animaluți de companie, ce ai alege? Băi, bicicleta, clar că n-am timp de animaluți de companie. Am avut o pisică, un motanel și în loc calca mașinile pe drum, nu știu, că stăm aproape de stradă, o ieșit în drum, cu tot că noaptea îl mai ținem în casă, dar nu a fost suficient. Prin urmare, nu pot să am un animaluț, nu pot să am un animaluț de companie, nu trăiește mult. Cât de mult te bucur că ai reușit să influențezi mulți oameni la mersul pe bicicletă? E o întrebare dificilă. Pentru că eu n-am crezut că o să mă repar eu vreodată cu bicicleta, dar păi că o să mă ajut și pe altcineva. Mă bucur enorm când îmi spune cineva că l-am ajutat, indiferent cât e de mică problema. Ei, ceva extraordinar pentru mine. E ceva de neimaginat, pentru că să stau așa să mă gândesc, băi, omul și-a luat o decizie bună datorită mie. Și amul gândește poate diferit datorită mie. Numai că mergi pe bicicletă, pe lângă libertatea pe care ți-o dă, îți implică niște costuri. Cine gândește și e realist, observă că implică niște costuri. Depinde și de bicicletă, uneori mai mari, uneori mai mici. Deci nu îmi pare rău dacă vă influențez și vă cheltuiți banii pe biciclete, dar vă spun eu că mai bine pe biciclete decât pe altceva. Vă spun eu. Din nou, întrebarea care ar fi viitorul proiect. Viitorul proiect, am spus, o să fie o bicicletă. Clar. Sau, dacă se pune drept viitor proiect, am de lucru vara asta cu mașină. Am de schimbat multe lucruri. Am de schimbat tot plafonul. Și să fac niște chestii pentru geamuri, să acoperi cât mai bine geamul, să nu intre lumină și să fac, întind scaunile în spate și îl fac oarecum de camping. Vreau să dorm vara asta în locuri diferite și o să dorm în mașină. Și vreau să văd ce iasă, dacă se pune ca proiect. Când fac un clip pe YouTube cu golful? Vreți așa ceva? Și să vă prezint la golf. Aș putea, da. Nu e decât un golf. Mare parte îl știți. Adică aș putea face. Dacă vă doriți să fac clip pe YouTube cu golf, o să vi-l prezint. Duma, spuneți-mi în comentarii. De cât a fost cross-ul cu care te dădeai când erai mic? Nu știu. Habar n-am. Atâta știem să merg. N-am niciun fel de idee. Știu că era verde, mergem și am avut câteva căzături mari cu el. Rest, nu știu. Abar n-am. Atâta știu că prindeam mai mult de 50 la oră. Următoarea întrebare. Mai vii pe la noi? Bogdane, nu știu de sigur de unde ești. Dar dacă mi-ai spus mai vii, înseamnă că am mai fost. Și dacă am mai fost, mai vin. Din nou, când mai vii cu bicicleta la Pipirig? Bă, cât de rapid pot, că e frumos. Voi gândiți-vă și memorați câteva trasee, că eu vin, că la voi e frumos. E o zonă frumoasă. Și comuna unde m-am născut, clar, că e o zonă frumoasă. Un om frumos s-a născut într-o comună frumoasă. Câte biciclete ai în momentul de față? Am un dirt de off-road care merge SB. Dirtul meu colorat cu care merg, două. Am full-ul, trei. Am un dirt de stradă, așa la negru. Am un fat bike. Am cursiera. Am un cross fusion pe 29, care o folosesc ca bicicletă de touring. Și am și un swing bike. Pentru cine nu știe, căutați pe Google swing bike. E o bicicletă care virează și spatele, dar nu e comparată, e construită de mine, așa ca idee. Și posibil să fac un vlog și cu ea. O să trec eu și cu el, poate. Și o să vă provoc să mergeți cu el. E foarte interesant și greu de învățat. Dacă ar fi să-ți cumperi alte biciclete, le-ai vinde pe celelalte? Nu, mi-e imposibil. Am
tot ce știu datorită lor, însă aici datorită lor, nu am cum să mă ridic pe spatele lor și pe urmă să le vând. Nu. Nu pot renunța. Nu pot. Să știu că pățesc un accident și să nu mai pot merge în viața mea pe bicicletă, tot nu le-aș vinde. Să mă duc să mă uit la ele în fiecare zi să le șterg, dar nu le dau. Nu pot. Nu am cum. Nu pot. Nu. Asta e o întrebare bună, dar răspunsul e nu. Câte biciclete ai? 8. Am spus. Am 8 biciclete. Cât m-ar costa să-mi faci bicla? Aia de construit o bicicletă durează cam câteva ore. Dacă toate piesele sunt compatibile. Dacă apar probleme, se poate lungi termenul. Dar dacă toate piesele sunt în regulă, cam în 3 ore bicicleta e perfect funcțională. Și ca preț, nu știu, depinde și cât e de complicată de construit, mă refer la și piesă îți alegi. Nu poți să dau un preț. Cu ce ai vrea să te plimbi mai mult, cu bicicleta sau cu mașina? Bicicleta, clar! Punct! Am mai mulți kilometri făcuți pe bicicletă decât cu mașina și în continuare o să fac mai mulți bicicleta, mai mulți kilometri cu bicicleta decât cu mașina. Punct! O să fac cu foarte. Îmi pare rău dacă îmi fac poftă, dar eu sunt un om care mănâncă extraordinar de des. Dacă mănânc, de nu mai pot, după două ori, oricum nu-i foame. Și uite cum arăt. Mă rog, îmi pare rău dacă vă fac poftă. Mamă, dar bun, am ca niciodată. Un cocos. A, de unde ai avut golful înainte să-l faci așa frumos? Da, extraordinar de frumos. Știi, drept a fost, multă muncă. Golful nu-i frumos. Golful făcut după... stai că-mi scapă cuvântul. După... golful mă reprezintă, poftim. Deci e jumatea bună și jumatea rea. Și am schimbat interiorul pentru că și eu mi-am schimbat interiorul și felul în care gândesc. Și l-am avut de la un prieten de familie. Care m-a auzit că-l vinde, eu căutam. E motorul cel mai fiabil, pentru cine știe, Alihașo. N-am nevoie de o mașină rapidă, am nevoie de o mașină fiabilă, să mă duc din ambe fără niciun fel de problemă și care să consumi puțin. Pentru că decât să bag bani în benzină, în motorină, cum e cazul, mai degrabă îi bag în biciclete. Îți apreciez munca rău de tot, ești unul din youtuberii mei preferați, continui tot așa, respect. Păi, mulțumesc! Habar n-ai cât înseamnă pentru mine să aud oamenii spunând asta. Spunând că îmi apreciază munca. Și drept, îi foarte multă muncă la mijloc. Voi vedeți frumosul. Și aud mulți oameni care s-ar apuca de YouTube. Cu tot dragul apucați-vă, dar să aveți în cap că e greu. Nu e vorba de filmat și de pus un episod de colo-colo. De tăiet, pus într-adevăr. Deci durează... Trebuie să-ți faci timp să ieși să filmezi. Trebuie să-ți faci timp să editez. În cazul meu durează cam 8-10 ore de editat un singur videoclip, pentru că sunt foarte lungi. Întotdeauna nu mi-a plăcut niciodată să văd videoclipuri de 3 minute. Pui mie așa, așa e videoclipul, așa e reclamă. Așa, mi-a plăcut să fac videoclipuri lungi, să vedeți o poveste. Mulți dintre voi, e clar că dați skip, n-aveți cum și eu mă plictisesc rapid. Dar mulți dintre voi am văzut că și vizionați tot. Vă uitați la el ca la un film. Și pentru mine asta înseamnă foarte mult. Deci, mulțumesc. Ai și respectul meu pentru că mă respecti. Mulțumesc. Te-ai gândit vreodată să mergi în alt oraș? Până am cu bicicleta am fost pe la Petru Vodă, pe la... Am fost la Suceava, la Mălini, la Sorin. Am fost la Piatra, pe Tarica Piatra, de două ori. La Sorin am fost tot de două ori. La Petru Vodă am fost odată. Anul ăsta m-aș duce la cheile Bicazului cu bicicleta. Și din nou să mă duc și la Sorin și din nou să mă duc la Tarica Piatra. Și din nou m-aș duce, nu din nou, că n-am mai fost, la Ceahlău. Chiar aș vrea să văd și am înțeles că e un traseu acolo. Încă nu-l cunosc. Deci îmi place să călătoresc cu bicicleta. Pentru că... 1. La mână. Ești singur.
bicicleta nu are două locuri, cum are mașina, 2, 4, 7, 8, 14. Ești singur, ești numai tu cu gândurile tale. Bineînțeles, când ești singur. Când ești cu echipa, da, sunteți un grup, e altfel. Dar eu, personal, îmi place pentru că ies singur. Îți direct răspunzător pentru orice comandă fac bicicletei. Dacă pun frâna în față și mă duc în cap, îs vinovat. N-am cum să mă ridic de jos să dau vina. Iar să călătoresc cu bicicleta, văd lumea altfel. Bicicleta mi se pare, și cred că e singurul mijloc de transport invincibil, să spun în ghilimele, pentru că poți merge cu ea pe unde mergi pe jos. Însă poți cobori cu ea pe unde nu poți cobori pe jos. Am locuri în care eu mă tem să cobor pe jos, dar cu bicicleta n-am nicio treabă. Sunt locuri unde poți merge cu mașina, poți merge și cu bicicleta. Dar unde mergi cu bicicleta, nu poți merge cu mașina întotdeauna. Sunt locuri unde poți ajunge în loc de mașină cu motocicleta. Ok, unde mergi cu motocicleta, poți și eu cu bicicleta. Dar sunt locuri unde poți merge cu bicicleta, dar cu motocicleta nu. Sau cu ATV-ul. Decât dacă e ceva de teren. Deci cu bicicleta ești oarecum nelimitat. Și poți merge oriunde, oriunde, oriunde. E ca și cum e, pentru cine se joacă pe calculator, să dau un exemplu. Într-un joc de cursă, unde te antrenezi doar pe un circuit și un joc cum e Forza, care e nelimitat, poți mergi pe unde vrei tu, nu interesează pe nimeni nimic. De asta îmi place să merg cu bicicleta, pentru că dacă eu merg pe drum, mă apucă pe mine să fac dreapta pe un pădure, asta fac. Nu-mi pasă unde ajung. Pot face orice și să merg pe oriunde. De asta îmi place să călătoresc cu bicicleta. În ce an te-ai născut? În 1998. Ai fost vreodată dezamăgit în dragoste? Am zis că vă răspund. Tare aș vrea eu să trec peste subiectul ăsta. Eu sunt om care pune suflet. Dacă eu mă atașez de un lucru, spre exemplu, am aici chestia asta care miroase frumos la grilă. După ce o să se termine, nu-mi vine să o arunc, pentru că am o problemă, mă atașez așa de lucruri. Nu știu dacă e de bine sau de rău, eu consider că e de bine. Îmi place să am grijă de lucruri, îmi place să fiu grijuliu, să am grijă să nu stric ceva, să am grijă dacă stric să repar, să întrețin cât de bine pot un lucru, să... Nu știu, de asta am investit atâta în golf și în biciclete, vreau să arate aproape perfect, nu o să arate, că nu știu că nu există perfect, dar cât se poate. Și la fel de mult suflet încerc să pun și un oameni. Da, după cum am mai spus, oamenii dezamăgesc, să trezesc un fel de sentimente, mâini cu altul, poi mâini fără, și dacă pun suflet așa, am pus de atâtea ori și am crezut că băi, o să pun suflet și nu o să fiu dezamăgit niciodată. Da, cucu. Nu. La prima ocazie, omul te lasă. Că așa e omul. Dacă omul găsește pe altcineva mai bun lângă, te părăsești în două secunde și se duce acolo. Pe urmă, bineînțeles că vine și te caută, că cealaltă îl lasă, dar așa e omul. Și dezamăgit, da, am fost. Pentru că în toate relațiile pe care le-am avut, am fost lăsat. Nu am avut nicio relație în care să spun, bă, nu-mi place relația asta, gata, pun eu punct. Am altă gândire. Nu mai vreau eu. Nu mai vreau. Suntem prieteni. În continuare, dacă ai nevoie de mine, ca fată, ca băiet, ca orice, ai nevoie de mine, mă suni, ies la un telefon distanță, dacă pot, vin. Dacă ești o persoană importantă, îmi fac timp și vin. Dar relații, punct. Nu mai vreau. Nu mai vreau pentru că... Tot e bine și frumos o săptămână, două și pe urmă găsești pe altcineva. Nu vrem, nu, gata. Dar răspunsul e da, am fost. Care este cel mai vizualizat videoclip al tău pe YouTube? Am rămas surprins. Dar e videoclipul în care mi-am povestit viața. Și m-am făcut să aleg bicicleta. N-am crezut că o să strâng atâtea vizualizări niciodată în viață. Se pare că oamenilor, și mulți oameni mi-au spus că s-au regăsit în povestea mea. Și îmi fac și plăcere pe o parte și pe o parte nu, că e o poveste îngrozitoare. Dar sper să treceți peste care sunteți în aceeași situație ca mine, la fel cum am făcut și eu. Îți plăcea școala? Băi, în 1-4, da. Nu, mereu mi-a plăcut școala. În 1-4 avem numai FB, așa era atunci. În 5-8
a fost, pentru cine știe povestea, treaba cu bullying-ul cu profesorul, cu... Și n-avem niciun fel de tragere de inimă, să văd. Nu. Au mai fost și tratamentul profesorilor, care mi se pare unul foarte greșit, cu... dacă dai un răspuns greșit, stai jos, 2. Bă, nu. Ai greșit, e omenește să greșești. Nu știi răspunsul. Bine, altcineva. Altfel sună, nu? 2. Că dacă tu îmi spui vorba asta, eu la următor răspuns mai tem să mai răspund. Dacă îmi pui iar 2. Nu mai răspund. Poate știu răspunsul, dar nu mai răspund. Și a fost frica asta în cap și n-am învățat prea bine. La liceu, 9, 80, 9, 70, media generală, deci trăgem. Mai ales că mi-a plăcut întotdeauna matematica. Am fost pe la concursuri, pe la matematică. Măi, matematica mi-a plăcut și îmi place în continuare. Mă atragem. Chiar frumos. Pentru cine iubește matematica, o să aibă o viață ușoară, că o să știe el de ce. Care este culoarea ta preferată? Ghici. Dacă asta nu te convinge, ghici. Sper că te-ai lămurit. Așa, încă un indiciu, bicicleta mea preferată are tot culoarea asta, da? Așa, trecând mai departe. În caz că nu s-o văzut culoarea, e vorba de mov. Consumi alcool des? Nu. Urăsc tot ce înseamnă drog, fumat, alcool și vicii în general. Toate chestiile astea care îți fac rău. Singurul drog a meu e că mă atașez repede și că mă afectează îngrozitor și bicicleta. Referitor la întrebarea ta, dacă consum des alcool, m-am bătat 2 ori în toată viața. Odată de Revelionul ăsta, până acum nu m-am bătat, nu-mi place pentru că nu sunt fan alcool deloc, dar am vrut să văd cum e. M-am bătat de Revelion cu Sorin. Cu mai mult, dar cu Sorin am vorbit și a fost frumos. Nu mi-aduc aminte drept ce am făcut. Ata, știu că a doua zi desciframe un mesaj cu Sorin și ne chinuim să aflăm de fapt despre ce vorbim seara. A fost de Revelion. Atât. Și a mai fost odată după Revelion, după vreo lună, două, sau am avut vreo lună, două, nu mai știu, oricum vreau să uit asta. M-am bătat din cauza unui motiv oricum tâmpit. Nu prea vreau să vorbesc despre asta, dar o iau în considerare că drept a fost 2 ori în care m-am bătat. Deci nu presuport alcool. Cât la sută respecti fetele? De ce? Dacă pe băieți respect 100%, depinde și de băiat. Pe fete le respect, să mor tu bora cu față de golf. E prima dată în viață când văd așa ceva. Să mă bată, m-au. Am uitat întrebarea. Mă scuzați. Dacă pe băieți îi respect atâta de tare, pentru că și mă respectă la rândul lor, pe fete le respect 150-200%, pentru că n-am avut o viață preplină de atenție feminină. Acum am parte, pentru că multe fete mă urmăresc, multe mă apreciază, multe fug spre mine și mă iau în brață. Și asta mă face să mă simt, să sar în sus de fericire și normal că o să le respect. O să fie și o să și-o fost... Și mereu o să fie cazuri în care ele să nu mă respecte, adică un timp până obțin ceva, celebra vorbă pe profit, tot o să le respect. Dar motivul pentru care o fac e pentru că n-am avut parte de atenția asta din partea feminină. Și acum că o am, n-am cum să dau cu piciorul pentru o prostie. O să respect în continuare. Și o să respect pentru că fetele... Clar, ca băiet, să spun asta, fetele au alt fel de afecțiuni. Cu băieți, da, vorbim, ne înțelegem, dar fetele e altfel. Altfel pot vorbi cu o fată, altfel pot vorbi deschis, pot să vorbesc și să mă emoționez altfel în fața lor, chiar dacă sunt față în față, pentru că și ele sunt așa, sunt mai emoționale ca temperament. Și simt eu că mă înțeleg altfel.
și o să le respect mult mai mult decât pe băieți. Și pe băieți îi respect. Dar băieți sunt... nu știu, băieți sunt mai cam din topor, așa, familia Flintstone. De asta ne înțelegem noi între noi așa de... din topor. Mai departe mergând, fan meeting când? Îmi doresc foarte mult stickeri. Băi, Cipriane, nu știu de unde ești, sigur. Te aștept să-mi spui. Fan meeting. Băi, asta e o întrebare care m-a luat prin surprindere. Să ajung să mă întrebi lumea când fac, când fac fan meeting. E pe mine. Băi, să-și dorească fanii să mă vadă. Băi, ceva peste puterea mea de gândire. Da, am crezut că o să ajung în viața mea vreodată aici. Dar dacă vă doriți, o să fac. Spune-mi de unde ești și o să fac. Băi, n-am făcut în viața mea așa ceva. Nu știu, asta e întrebare luată prin surprindere. O să fac. Nu știu când, dar o să fac. Mai stickere. Am stickere mereu și pe, din toate buzunarele am stickere. Numai că uneori uiți-l eu la mine când ies. Dar... când ne mai vedem, îți dau. Numai să-mi aduci aminte, că uit. Și te-a motivat să te apuci de YouTube. De YouTube. Păi am avut și eu oameni, cum mă urmăriți voi pe mine, mă, cu tăti, că eu sunt... nu sunt atât de important. Cum mă urmăriți voi, mă, pe mine. Și eu urmăresc pe... și-am urmărit. Sam Pilgrim. Mai ales pe Sam, băi, îmi place la nebunie ce faci și nebunia lui. Și... am zis că, bă, să mă gândeam așa, dar nu m-am făcut să mă apuc de YouTube. Pur și simplu eram, am văzut să mă odată, mă uitam pe internet pentru că am o problemă să mă uit la accidente cu mașini pe internet, nu știu de ce. Când mă plictisesc, mă uit la un videoclip genul și mă calmează, nu știu. Nu știu, dar îmi place să mă uit. Și văzusem undeva un accident dintre o mașină și un biciclist și nu a fost rănit așa de tare, dar totuși a fost accident. Biciclistul vrea să suni la poliție și șoferul din mașina respectivă a spus nu, că sună el la poliție și să-i spune că de fapt biciclistul a fost de vină, dar nu a fost așa, de fapt șoferul a fost. Și biciclistul normal că nu a putut dovedi, că nu avea niciun fel de dovadă că nu filma și nu a fost crezut și a fost pedepsit pe nedrept. Și m-am gândit, bă, deși sunam eu, e posibil să mi se întâmple și mie, pentru că sunt cu bicicleta mereu. Și foarte posibil, mulți șoferi proști, punct. Deci foarte mulți șoferi proști, care trec pe lângă un biciclist la așa. E imposibil. Mă rog, n-ai. Dar, ca să respecti un biciclist, trebuie să fii un biciclist. Și am zis că deși să nu... am eu o cameră cu mine. Și să am un film, să filmez de una când ies pe drum. De ce să stau eu cu frică în caz că se întâmplă ceva? Băi, măcar să am o dovadă. Mă duc în spital, mă duc în spital, da, să am o dovadă, să arăt că nu eu am fost vinovat. Omul să plătească. Și pe urmă am zis că dacă tot filmez, da, să filmez și prin pădure, să le pun cap la cap și să obțin ceva din asta, să fac un clip, să-l pun, băi, poate să uită cineva la el. Așa de distracție, dacă tot nu se întâmplă nicărău. Și am început să postez. E, bineînțeles că am avut o cameră pre-performantă, am avut ceva de la SGCam. Nu știam să editez extraordinar. Și multe alte. M-am mai perfecționat cu timpul. Am mai urmărit și eu tutoriale pentru că nu dar tot știutor. Și am zis că dacă tot filmez, să postez. Pentru asta am început să postez. Dacă tot nu se întâmplă, până s-a întâmplat ceva rău, tot am filmul, de să-l fac și să vă uitați la ceva. Am ajuns să fiu o adevărată pasiune să filmez și să vă văd cum așteptați în fiecare sâmbătă la nou episodul meu. Pentru că așa am obișnuit să-l postez la sâmbătă la ora 9. Pentru că de obicei sâmbătă e zi liberă și sâmbătă de obicei dormiți mai mult. Cam asta a fost episodul cu întrebările. O să mai fac. O să văd și cum reacționați la el și o să vă mai țin la curent. Că dacă mai aveți întrebări, o să vă mai lăs așa o dată pe lună sau o dată la două săptămâni, o să pun pe story și o să vă întreb. Dacă aveți întrebări pentru asta, țineți-le deoparte, notați-le undeva și când o să postez, scrieți-le acolo dacă vă mai interesează ceva. Sper că am dat și răspunsuri care să vă bucurie. Dacă vă întrebați ce se aude, am dat-o la aerul.
la camere când mi-a spus că sunt fierbântat. Așa. Să sper să ne revedem cu bine la următorul Q&A și sper că v-am dat niște răspunsuri calitative. Sper că ați înțeles ceva din asta. Mă duc și eu acasă, pentru că și așa mă plouă pe traseu și mă duc să-mi văd viața mea în continuare. Și cred că o să mă apuc chiar de episodul ăsta. Să-l fac cât de rapid pot, să-l pun până duminică. Ne auzim la următorul. Dar stai aici, că e foame. Un biscuit. M-am vrut de pe motor. Alt biscuit. Asta nu-l mai mănânc de-al pui mei. Alt biscuit. Am făcut tot așa, am luat suis. Ăsta-l mănânc. Gata, pa!